Ziua de 14 februarie a intrat deja și în tradiția românilor, în special a generației tinere, ca o zi a iubirii. Puțin știu însă că Sfântul Valentin, protectorul îndrăgostiților și patronul spiritual al acestei zile, a murit în 14 februarie și că momentul ar trebui să fie, în mod normal, unul comemorativ. Chiar dacă în tradiția sălăjenilor nu a existat niciodată o zi specială din an în care să fie celebrată iubirea, de câțiva ani, prinși de valul globalizării, sărbătorim și noi, în 14 februarie, Sfântul Valentin, un sfânt care, după cum explica în emisiunea de aseară de la Sălăjeanu TV, etnologul Camelia Burghele, nu există în calendarul niciunei religii. Religia catolică are un Sfânt Valentin pe care îl sărbătorește, dar culmea, nu în 14 februarie. Nici o religie nu sărbătorește 14 februarie vreun Sfânt Valentin. El este sărbătorit toamna, nici de cum nu acum. Dar și atunci cum povestea, legenda din spate spune că, într-adevăr, din cultura romană a existat pe vremea împăratului Claudiu un preot care se numea Valentin și pentru că împăratul Claudiu a dat la un moment dat un edict prin care interzicea căsătoriile, pentru că în perioada respectivă se duceau foarte multe războaie, romanii erau implicați în multe războaie, și bărbații tineri nu mai vreau să meargă la războaie pentru că se căsătoriau, își făceau copii și își întemeiau familii. Și atunci împăratul Claudiu se spune că a interzis căsătoriile, dar un preot care se chema Valentin făcea tot felul de căsătorii în secret. Etnologul atrage atenția și asupra faptului că ziua de 14 februarie este una în care, potrivit datelor istorice, se comemorează Sfântul Valentin, nu una de sărbătoare. O altă ironie a sorții este faptul că se pare că acest preot Valentin, după ce a fost aruncat în temniță de împăratul Claudiu pentru lucrurile acestea groaznice pe care le făcea, adică acceptase să căsătorească tinerii, sigur că da, el a murit în ziua de 14 februarie, deci practic noi acum nu-l aniversăm, ci comemorăm exact pe acest Valentin. Camelia Burghele spune că a existat într-adevăr o sărbătoare a iubirii în această perioadă, însă fără nicio legătură cu Sfântul Valentin. El a fost preluat după aceea și s-a suprapus oarecum peste o altă sărbătoare romană care se numea Lupercalia și că ea a fost după aceea perpetuată în continuare, să-i spunem, până mai aproape de zilele noastre. Deci este vorba de acel Valentin care ulterior a fost suprapus peste Sfântul Valentin din tradiția catolică și de aici această zi a Sfântului Valentin în care se celebrează dragostea, iubirea, căsătoria. Cu toate acestea, împinși de la spate de comercianți, trăim cu toții în spiritul american al sărbătorii, un spirit care ne îndeamnă la cât mai multe cadouri și atenții pentru cei dragi. Iar destinatarii acestor cadouri nu se mai rezumă la iubiți, iubite, soți și soții. Ei pot fi de 14 februarie și copiii, părinții, bunicii, ori orice altă persoană care merită atenția noastră. Într-adevăr, dimensiunea ei comercială, de promovare, de propagandă a iubirii, ca să-i spun așa, sigur că este foarte, foarte mult exacerbată. Și este în interesul comunității contemporane, care se știe că este o societate de consum, să promoveze această sărbătoare.